Săptămâna următoare, evenimente neașteptate care vor fi o provocare pentru nativii Capricorn, evenimente care vor aduce foarte multă forță și optimism în viața lor. Jupiter intră cu foarte mult optimism în semnul Capricornului, practic a intrat această mare influență, această mare șansă și oportunitate chiar în semnul lor. Vor vedea exact ce merge, de ce merge, ce nu merge, de ce nu merge, ceea ce nu merge va fi eliminat cu forța prin forță jupiteriană, adică practic se vor elimina lucrurile care nu merg și care nu-i ajung la ascensiune pe nativii Capricorn de la sine. S-ar putea să intre pe o zonă puțin mai spectaculoasă decât de obicei. Știm că acești Capricorn sunt mai rezervați, preferă lucrurile stagnante, dar pe care se pot baza. Acum însă vom vedea nativ Capricorn care sunt mult mai interesați de zona măreață, măiastră, de ascensiune. Nu trebuie să înfrâneze niciun fel de expansiune. Progresul în toate acțiunile este foarte important în perioada imediat următoare prin prezența jupiteriană în semnul lor. Sunt foarte multe lucruri pe care Capricornii le vor duce la îndeplinire. Au șansa cu aceste ultime grade pe care le parcurge Marte în semnul Scorpionului să nu știu dacă, spre exemplu, spre acces, în acest sfârșit de an mai au de făcut anumite propuneri sau anumite întâlniri care sunt destul de importante, chiar trebuie să se ducă și să le rezolve, să bată palma sau să iau o hotărâre sau să se facă ascultați. Este vorba și despre probleme karmice care se pot rezolva. Li se atrage atenția asupra învățării filozofiei banilor. Deci Capricornii trebuie să vadă exact cât trebuie să muncească și cât trebuie să câștige, unde pot să se sacrifice și unde trebuie să fie foarte atent să nu se sacrifice, pentru că nu trebuie să investească atât de mult. De asemenea, este o perioadă în care Capricornii nu pot rămâne indiferenți nici în ceea ce privește problemele celorlalți. Este vorba despre foarte multă originalitate cu care vin Capricornii în perioada imediat următoare. Este vorba despre faptul că ei pot fi priviți ca niște mentori de către cei din jurul lor. Este vorba despre o remarcă pe care destinul o va face la adresa nativilor Capricorn, în sensul că ei vor fi și profesori, dar vor fi și ei cei care vor fi notați în catalog în perioada imediat următoare. Un marcaj impecabil de început de an cu foarte multe planete în semnul Capricornului. Aceștia chiar vor ști exact ce fac, ce au de făcut și ce trebuie să facă pentru ceilalți. Lor li se vor revela anumite marcaje karmice. Vom vedea Capricorn care fie își cumpără ceva semnificativ, fie fac ceva semnificativ, fie devin de notorietate sau fie se aude de ei în branșa lor și așa mai departe. Mulți Capricorn care sunt foarte buni specialiști, deci foarte buni la locul de muncă, vor deveni de mare renume, să spunem. Lumea va vorbi despre ei, lumea va fi foarte interesată de prestanța lor și de ceea ce au ei de spus. Deci, cu alte cuvinte, această recompensă cu care vine Universul la început de an pentru nativii Capricorn este importantă. Ei trebuie să accepte, să vadă diferența între ceea ce au fost și ceea ce au devenit. Capricornii au devenit puțin altceva și altcineva în perioada imediat următoare, sunt oameni mult mai conștienți de ceea ce au de spus către ceilalți. Poate dintre toate semnele, Capricornii au fost cel mai mult testați de Saturn. Poate să se gândească în urmă, în 2016 sau în mijlocul 2017, cum a fost viața lor. Au așteptat 12 ani să vadă acum acest moment special cu intrarea Jupiter în semnul lor. Universul urmează să-i recompenseze dacă au jucat corect cu energia lui Saturn. Acum au Jupiter în Capricorn până pe 19 decembrie 2020, un an întreg, deci pot găsi iubirea, poate să se bucure de multe aspecte pe care le vor avea Capricornii. Deci unul dintre rolurile importante în viitorul lor va fi acesta, că dacă sunt singuri cu Jupiter în zodia lor, acum de curând e posibil să se îndrăgostească sau să construiască o viață împreună pe termen lung. Dacă sunt căsătoriți, se vor apropia mai mult în acest an. Este posibil ca această influență a lui Jupiter să se manifeste în călătorii în țări străine, dar sănătatea lor se va îmbunătăți cu Jupiter, care este și marele vindecător la nivel fizic și mental.
și mai ales pentru cine s-a născut în 1988-1992, în acea perioadă au fost foarte multe planete în Capricorn în acei ani, iar acest an va lumina din nou un viitor prietenos și încurajator pentru aceste persoane și va fi foarte, foarte, foarte frumos acest an pentru el, luna viitoare, mai ales o eclipsă lunară de lună plină pe 10 ianuarie, casa parteneriatului și a căsătoriei pentru nativii Capricorn, care va fi în rac de altfel această lună plină, deci se va concentra foarte mult această energie pe partenerul lor de dragoste sau de afaceri. Deci toate eclipsele acestea tind să aducă o nouă cale, mai ales este Uranus, planeta surprizei, care acum este în Taur, în casa 5-a de iubire și creativitate, de aceea probabil vor avea alte idei creative. Deci foarte multe aspecte pentru ei, mai ales Marte rămâne în Scorpion până pe 3 ianuarie, în casa 11-a, în această casă care are de-a face cu eforturi caritabile sau umanitare, deci probabil vom vedea Capricorn care vor fi implicați în aceste aspecte chiar de voluntariat. Pe 26 decembrie au și Jupiter, Pluto și Saturn care aduce stabilitate, care le aduce noi oportunități și Uranus, această planetă a surprizei într-un semn de pământ Taur care este compatibil cu a lor, deci în această casă care aduce creativitate, astfel încât s-ar putea să li se aprobe un proiect sau la care se gândesc ei să lucreze mai mult. Da, este important pentru ei să înțeleagă care sunt lucrurile de care trebuie să se ocupe cu prioritate. Ce are prioritate? Mergem mai departe să vedem nativii vărsători.